Paula știe doar că a fost lăsată de mama ei în spital pe când avea doar un anișor, iar mama nu s-a mai întors niciodată după ea. Norocul Paulei a fost că în cele din urmă a fost adoptată de o femeie sufletistă, însă dorul de mama naturală nu s-a stins, iar tânăra nu încetează să o caute nici acum pe cea care i-a dat viață. Mai multe aflăm chiar de la Paula, care este în direct cu noi prin Facebook. Bună seara, Paula! Seara. Paula, uite că se întâmplă și altfel. Adică nu doar mame care și-au pierdut copiii la naștere, care le-au fost, nu știm, furați, vânduți sau care le-au murit și care ne-au scris aici cu sutele pentru că ele speră și cred că acești copii trăiesc și că undeva departe vibrația mamei va ajunge la ei și se vor regăsi. Dar se întâmplă și invers, ca o fată care află că este adoptată să vină la televizor și să spună vreau să o cunosc pe mama mea adevărată. Paula, în primul rând, dă-ne câteva informații despre tine. Câți ani ai? 34 de ani, fac în 2 mai acum. Dumnezeu. Pe ce dată? Pe? Pe 1989, 2 mai. 2 mai 1989, atunci te-ai născut. Unde anume? Mama care m-a crescut mi-a spus că sunt născută la Scoarța, cum mi-a făcut actele, certificatul de naștere. Scoarța, județul? Gorj. Județul Gorj. Și ce ți-a zis mama care te-a adoptat? De unde te-a luat? În ce condiții ai fost lăsată acolo? Dă-ne mai multe detalii. Eu când am aflat adevărul, mama mi-a spus când a avut 9-10 ani, dar n-am luat-o în seamă serios. Dar la 15 ani am aflat cu adevărat și am băgat-o de seamă că sunt înfiată de mama mea adoptivă. Și vreau, îmi doresc din tot sufletul meu să-mi găsesc și eu pe mama care m-a dat viață și să știu și eu dacă am un frat, soră, nu îmi doresc altceva, nimic. Mama care m-a crescut mi-a dat o educație foarte bună și am crescut bine. Dar gândul tău rămâne totuși la cea care ți-a dat viață. Vrei măcar să o cunoști? Da, chiar îmi doresc din tot sufletul. Dar mama ta adoptivă ți-a spus de unde te-a adoptat și câți ani aveai? Da, mi-a spus că m-a luat de la Novaci și Căminul Novaci și la 5 ani m-a adoptat. Mama ta este cea care se aude acolo? Nu vrei să o chem lângă tine, să o vedem și noi? Da. Eu sunt doamna Mirela, să rămână. Bună seara! Haideți, veniți lângă fată să vorbiți, că ne puteți da mai multe detalii. Bună seara! Bună seara, să rămână, doamnă! Doamnă, un gest foarte frumos. În primul rând că ați adoptat o fetiță și în al doilea rând că i-ați spus adevărul, astfel încât fata să n-aibă un șoc sau să n-afle cum se întâmplă, de pe la școală, de prin vecini. Și faptul că această fată a rămas cu dumneavoastră și că, uite, sunteți încă împreună. Dați-mi dumneavoastră mai multe detalii. Nu avea nimeni idee de unde venea mama acestei fetițe? Să știm, poate ne aude doamna respectivă. Nu știți, într-un certificat de naștere, nu scrie? Nu scrie, doamna Mirela. Doamna Mirela, vă rog. Eu n-am avut copii. Și m-am dus la Căminul Novaci. Și acolo mi-a adus un grup de copilași, și băieți, și fete, și am ales-o pe ea. Am urmărit fata o lună de zile acolo, îi duceam hăinuță, îi duceam dulciuri. Pe urmă am cerut-o în vacanță. Și mi s-a oferit dreptul ca să o iau în vacanță la mine 2 luni. Pe urmă, după 2 luni, am băgat eu abandonul ca să rămână fata definitiv la mine. Adică ați băgat adică ați făcut acțiune în instanță pentru ca mama naturală să fie decăzută din drepturi, nu? Că și-ar fi abandonat copiii sau cum? Am vrut să o cunosc și am vrut să văd, mi-o dă ea sau nu. Păi da, dar de unde știați cine e mama naturală? Că asta vă întreb. Mama naturală știa directoarea Căminului. Educatoarea Căminului de la Novaci. Și nu știți cum o cheamă pe mama naturală? Bănuță Adela, mi-a spus. Păi și Bănuța Adela nu era trecută și în certificatul de naștere? Pentru că dacă fata a fost abandonată la un an, înseamnă că avea certificat de naștere făcut, nu? Încă de la naștere. Doamna mea, certificatul de naștere nu știu ce a dat. În procuratură educație, Mariana Tomescu.
nu știu, a avut o hârtie sau cât a avut acolo, dar eu eram cu fetița în brață, că mi-a spus procurorii să o ridic în mâini și să o vadă și ei. Și nu știu ce a dat ea, hârtia aia educatoare. Mie nu mi-a dat certificat. Da, doar că dumneavoastră mi-a zis numele. Uite, ați spus Bănuța Adela. Și mă așa gândesc că... Așa o chema și pe fata Bănuță, păi Paula, da. Magdalena. Și da. Spus... Bănuță Adela. Le-a spus colegilor noștri că ați mers cu copilul la spital și o asistentă de acolo sau doctoriță știa foarte multe detalii. Hai să vă spun imediat. Mi-a răcit fetița și am dus-o la spital. Când am dus-o la spital la noi în Târgu Jiu, a venit o asistentă și mi-a spus: draga mea, tu ești mama fetii? Și eu am spus: da, doamne, eu sunt. N-am vrut să spun dintr-o dată așa, parcă mi-a venit o rușine așa. Și ea a spus: nu este adevărat, eu știu pe mama ei. Și atunci i-am spus: da, eu am adoptat-o de la Căminul Novaci. Și v-a dat detalii legate de mamă, cum o cheamă sau unde stă? Mi-a spus așa, că a fost internată și ea cu fata acolo la 700 și a lăsat fetița acolo și a fugit de la spital. Ce e la 700? Ziceți-ne și nouă. Ăsta e spitalul 700 din Târgu Jiu, așa îi zice. Am înțeles. Deci acolo ar fi fost abandonată fetița. Și de acolo a ajuns la Cămin, să înțeleg. Da. Bun. Iar la Căminul Novaci mi-a spus că a venit ea și a lăsat-o la Novaci. Deci mama în persoană, nu spitalul l-a dus fetița acolo. Mama în persoană și-a lăsat copilul la centru din Novaci. La leagănul de copil. Pe urmă am auzit că nu știam ce să mai înțeleg de la ei. Asistenta aia mi-a spus un cuvânt. Acolo la Cămin mi-a spus că ea a adus-o. Și nu mai știam ce să mai fac, nici eu. Dar am înțeles totuși că aveți vreo idee de unde era această femeie sau unde ar fi acum? Nu ați avut? Mi-a dat adresa, doamna Mirela, mi-a dat adresa pe Timișoara. Da. Și mi-a spus și cuvântul ăsta: dragă, te duci 9 mai, acolo la un blocuri, doamnă, tot în Târgu Jiu. Că ea a stat la o mătușă în chirie. Și când m-am dus acolo, mi-a dat numărul de bloc, garsoniera, tot. Am găsit un om și am bătut la ușă și am spus: șeful, caut și eu, uitați adresa asta, cu numele ăsta. Și el a spus: draga mea, femeia asta a fost bătrână, eu am cumpărat garsoniera de la ea și când am venit eu aici înăuntru în cameră, era o tinerică cu un prunc în brață. Exact așa mi-a zis. Și atunci eu am plecat, că am căutat jos la arhivă, sub blocuri. La arhivă să scot, poate găsesc numele și datele. Și n-ați găsit nimic. Și am pus un om acolo și n-a găsit nimic. Acum, tinerica aceea înseamnă că era mama Paulei, o fată foarte tânără, poate că făcută dintr-o relație neoficializată, nu știu, dintr-o relație pasageră, s-o fi văzut tânără cu un copil în brațe și o fi zis că nu se poate... îngrijit de el. Dacă cumva cineva cunoaște această poveste sau pe această femeie, dacă cumva doamna Adela ne privește sau anunță cineva, și-ar dori foarte mult Paula, fără să-i ceară nimic, fără să aibă vreo pretenție materială, că multă lume crede că dacă mă caută copilul pe care l-am părăsit, mă caută să-i dau casa, averea, mașina. Copiii aceștia au nevoie de reîntregirea lor sufletească, să știe de unde vin ca să poată să meargă mai departe. E vorba de origine. De origine. Cine m-a făcut? Și atunci, dacă doamna Adela ne aude, că poate astăzi are familie, are alți copii, are alt nume și poate că actuala familie nu știe că doamna a mai avut un copil și asta se poate întâmpla, poate e mai bine și pentru ea să facă pace cu trecutul și să restabilească toate aceste lucruri pentru liniștea fiecăruia. Dar, Paula, zi-mi de tine, ce studii ai, poate ai un serviciu, poate ai familia ta. Spune-ne și nouă despre tine. Eu sunt măritată, al doilea soț, de la prima căsătorie am fetiță. Muncesc, dar în străinătate, agricultură. Fetița ta câți ani are?
17 ani. Face acum în iulie 18 ani. Este și bunică, doamna Mirela. Tu ai fată de 17 ani la 34 de ani? Ma. Păi s-a mai dat de bunică, doamna Mirela. Să trăiască. E și bunică. Da, dar vă trăiască, doamnă. Cum e? Cum adică e și bunică? Stați-o. Păi doamna e bunică. Cine e bunică? Paula sau dumneavoastră? Asta n-am înțeles. Paula este bunică, da. Are o nepoțică de 2 ani fără o lună. Aulă. Cine e Paula? Paula, tu ești bunică. Mă, stați un pic, stați că e prea mult. Paula, tu, dați-mi un pic pe Paula. Da, tu ești bunicuță? Da. La 34 de ani? Da. Ma, am înțeles. Doamna Mirela, la noi să ia fetele de la 15 ani. Mai ziceți, doamnă, nu mai ziceți că... Nu vedeți că nu e bine, noi am avut un subiect mai devreme unde... Nu, dar nu doar de asta, dar fetele sunt minore, adică trebuie să-și termine școala, trebuie la voi, adică unde vreți să spuneți? Aveți alte obiceiuri? Sunteți de altă etnie? Sunt etnie de romi. Și la dumneavoastră, da, dar știți că legea e aceeași pentru toată lumea. Minorii sunt până la 18 ani. Bun, asta e alt subiect. Dar... Deci, cum ar veni, mama adevărată a Paulei este și străbunică. Asta ați vrut să ziceți. Exact, exactamente. Vai. Și o mamă, exact. Și o bunică tânără și o străbunică. Paula este un alt caz. Da. Ea muncește, da, sigur, e bine, sigur. Vrea să-și caute mama, nu stă pe TikTok sau pe alte rețele de socializare și știți foarte bine că discutăm aici de atâta timp despre aceste mame care își abandonează copiii. Uite, Paula e și bunică. Cum e să fii bunică, Paula? La 34 de ani. La 34 de ani. Ne simți altceva. Și vreau să spun că la 22 de ani, când am fost în străinătate în Portugalia, la ambasada portugheză română, am vrut să fac pașaportul din nou și m-am găsit pe numele ei. A zis că încă nu sunt dezmoștenită de părinții mei adevărați. Adică cum? Te-a găsit cu două nume? Da, mi-am găsit Băluță Paula Magdalena și, și Dumitru Paula Magdalena. Și adică tu, Dumitru, ești acum? Prin adopție, da. Și înainte erai Bănuță sau Băluță? Da. Băluță. Cu L. Cu L. Băluță. Băluță. Paula. Băluță, doamna, dar, deci, doamna cum adică cu două nume? Da. Păi stai un pic, dacă mama ta a fost decăzută din drepturi și tu ai fost înfiată, nu înseamnă că nu mai ești pe numele vechi? Doar cu un nume. Da. Cum să ai două când identități? Când am fost să fac pașaportul, mi-a găsit aceste două nume și m-a întrebat, ești căsătorită? Și am spus, nu sunt căsătorită. Și am spus, sunt înfiată. Așa spune, dragă, pentru că te-am găsit pe Băluță Paula Magdalena și aici ești Dumitru Paula Magdalena. Și i-am zis eu, sunt înfiată. Și a zis, încă ești pe numele lor, nu te-a dezmoștenit. Aoleo, deci am înțeles. Păi atunci, dacă e așa... Ar trebui să te interesezi și la poliție și la evidența persoanelor, pentru că acolo, dacă tu ești încă pe numele vechi, cu siguranță se știu unde ar trebui să fie părinții tăi, domiciliul, CNP-ul. În cazul ăsta. Ai încercat să mergi la evidența persoanelor? Am căutat, să fiu sinceră, și la noi în Târgu Jiu, am fost la poliție, mi-au cerut anul de când sunt înfiată și nu mai am ajuns. Am fost și la... Tribunalul Târgu Jiu, tot așa mi-a dat actul de când sunt înfiată, dar nu mi-a dat nici